Apple a lansat aseară mult așteptatul iPhone 7. Mai mult au fost lansate și iPhone 7 Plus și Apple Watch Series 2. Chiar dacă are exact aceleași dimensiuni ca și predecesorul său, 6S, noul iPhone este îmbunătățit remarcabil față de cele anterioare. Here it is. It's the best iPhone that we have ever created. This is iPhone 7. Cu toate că dimensiunile au rămas aceleași ca și la predecesorul său, 6S, noul telefon Apple vine cu îmbunătățiri majore, printre care rezistența la apă și praf. An iPhone 7 and iPhone 7 Plus are water and dust resistant. Totuși, iPhone 7 este cu 5 grame mai ușor decât 6S și are un procesor quad-core. Noile modele vor fi lansate direct cu noul sistem de operare iOS 10. Mai mult, utilizatorii vor avea ocazia să asculte muzică prin intermediul unor căști wireless, numite EarPods, sau cu ajutorul unui adaptor, prin care se vor putea conecta căștile cu mufă jack de 3,5 mm. EarPods. Apple EarPods are the most popular headphones in the world. Well, our team at Apple has worked so hard to create something new that delivers on the opportunity of how good a wireless experience can be. That is why today we are so excited to show you a new product from Apple called Apple AirPods. Congratulations to the team that has worked so hard on this. It is a breakthrough design. The AirPods deliver truly an Apple magical experience. Camera foto a fost îmbunătățită, astfel că iPhone 7 este dotat cu o cameră de 12 megapixeli, iar iPhone 7 Plus cu două camere foto de 12 megapixeli, care vor satisface nevoile de fotografiere cu zoom. Everything about it is entirely new. There's an optical image stabilizer in all iPhones, 7 and 7 Plus. And this is what we're doing on iPhone 7 Plus. It's plus a second camera. There's now two 12 megapixel cameras built in the iPhone 7 Plus. One has the wide angle 28 millimeter lens, the same as the iPhone 7. The other is a telephoto 56 millimeter lens. iPhone 7 și iPhone 7 Plus vin în trei variante: 32 de giga, 128 de giga și 256 de gigabytes, acestea fiind disponibile în 5 culori. Pe de altă parte, noul ceas Apple este rezistent la apă. Acesta are un procesor dual-core care îmbunătățește performanțele obținute, display-ul fiind mult mai luminos. Ceasul va avea integrat și GPS pentru ca posesorii să poată să își înregistreze performanțele sportive.